Republica Moldova are un nou guvern. Premierul desemnat, Valeriu Streleț și miniștrii săi au primit votul de încredere al Parlamentului de la Chișinău. Nu a fost însă un sprijin categoric. Noul executiv a strâns 52 de voturi cu unul mai mult decât minimul necesar. Valeriu Streleț are 45 de ani, este deputat din partea Partidului Liberal Democrat și om de afaceri milionar în lei moldovenești. Membrii noului guvern depun în această seară jurământul.